Bună, bună ziua tuturor! Salut! Bună ziua! Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi le iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Păi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstare a Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un an preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai statelor și pentru iubitarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se sfințească podul acesta cu puterea, cu lucrarea, cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Amen. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat
cel ce vine într-un numele Domnului. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și voi. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe El și l-ați și văzut. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunosc cu Filipe. Cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl. Nu crezi tu că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci Tatăl care rămâne întru mine face lucrările Lui. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine. Iar de nu credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel care crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face ca să fie slăvit Tatăl într-un Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Cel ce ai făcut poduri și punți peste ape între oameni, pentru oameni și din oameni, Cel ce pe Maica Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, prin acel fie, ai făcut o punte mai presus de fire prin care ne-ai trecut de pe pământ la cer, iar pe Sfinții Tăi proroci, apostoli, mărturisitori, erarhi, mucenici și cuvioși, i-ai făcut punți peste adâncul prăpastiei din noi, pe Tine te rugăm să asculți rugăciunea noastră, precum odinioară ai ascultat strigătul lui Iosua înălțat de pe podețul leviților și binecuvintează, Doamne, acest pod cu venirea Duhului Sfânt, prin mijlocirea Sfinților Tăi, pe toți care s-au ostenit la construirea Lui și dăruiește-le Duhul înțelepciunii, al științei, al bunei cuviințe în lucrarea lor și a credinței în Tine, Dumnezeul nostru. Ferește, Doamne, Dumnezeul nostru, podul acesta de prăbușirea din pricina furiei apelor, a cutremurelor sau de stricăciunea vremii, ori a exploziilor și a războaielor de tot felul, și fă-l să fie podul legăturii, al comuniunii, al păcii, al dragostei și al bunelor relații dintre oameni. Zdrobește sub picioarele credincioșilor Tăi toată puterea și îndrăznirea oricărui vrăjmas văzut și nevăzut, pentru ca nu cumva să fie învinși asemenea neamurilor ce locuiau în cetatea Caspin, care, deși avea pot tare și era înconjurată de ziduri înalte, a căzut pradă lui Iuda Macabeul. Pomenește, Doamne Dumnezeul nostru, pe toți cei care au construit poduri în toate timpurile și locurile, adormiți într-un nădejde a învierii și a vieții veșnice, dăruindu-le aceeași bucurie a legăturii dintre oameni și popoare în împărăția cerului. Cu harul și cu îndurările, cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău și cu ale Preasfântului Bunului de Viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuie este, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moșenirea Ta. Miluință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește.
cu crucea ta păzește pe poporul tău. Se binecuvintează și se sfințește podul acesta prin stropirea cu această aghiasmă, numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează, se sfințește podul acesta prin stropirea cu această aghiasmă, numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează, se sfințește podul acesta prin binecuvântarea cu astfel sfințită în numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Asupra celor care l-au proiectat și construit și asupra celor care vor călători și pe Îngerul Tău, cel milostiv, ca să-i păzească de toată răutatea, să-i păvățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea Sfintelor Poruncele lui Hristos, să le dăruiască sănătate zile îndelungate și întru toate să-i îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, 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 și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și atâta milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și plin de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi din această comunitate și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire învrednicită ale se împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește-a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și cu toate faptele cele bune și adăvânde ale tale binefacere cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i pe ei de reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta ție celui fără de început, al tău, Părinte Preasfântul și de viață, Făcătorul Duh. Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu ale Sfinților, slăviților, întotul lăudaților, apostoli, cu ale Sfinților, drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Stimate autorități centrale și locale, stimate domnule primar, drămăritori creștini, preacuceniști părinți, am săvârșit astăzi cu ajutorul Domnului slujba de binecuvântare a acestui pod, acestei
punți care, iată, ne ajută să trecem de pe un mal pe celălalt, ne ajută să trecem de pe un loc pe celălalt, ne ajută să ne întâlnim unii cu alții, să fim împreună, cu alte cuvinte. Podul sau puntea are o semnificație duhovnicească aparte. Din punct de vedere sufletesc, rugăciunea este puntea care ne unește, sau mai bine zis, unește lumea de aici cu lumea de dincolo. Unește pe om cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi. De aceea, rugăciunea este în același timp mijlocul prin care noi comunicăm cu Dumnezeu ca să ajungem la comuniune unii cu alții și mai presus decât această comuniune, ca o formă superioară a ei, să ne cuminecăm sau să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, podul sau puntea este un mijloc de comunicare care aduce cu sine comuniunea unii cu alții. Într-o lume din ce în ce mai dezbinată, astfel de lucrări sunt cu adevărat importante, esențiale. Ne ajută să ne unim unii cu alții. Însă, în același timp, este nevoie ca rugăciunea, iertarea, iubirea unii față de alții să fie și ele prezente, pentru că degeaba construim poduri care să unească un mal cu celălalt dacă nu construim în același timp poduri care să ne unească și inimile noastre, să unească așadar și două inimi, nu numai două maluri. De aceea suntem noi astăzi aici ca prin rugăciunea noastră să binecuvântăm această lucrare, dar în același timp această lucrare să devină și un mijloc de a ne comunica iubirea noastră a unora față de alții, să ne comunicăm iertarea, să ne ajute să fim împreună în același duh, în aceeași credință, în același crez pe care să-l avem cu toții în viața noastră de zi cu zi. Se spune adeseori, sau noi mai bine zis folosim atunci când ne referim la un grup de oameni care aparține de o biserică, folosim termenul de comunitate, care vine de la comuniune, care este mai presus decât faptul de a fi împreună, ci de a mărturisi aceeași credință, de a fi în același duh, în aceeași, știu eu, mărturisire de credință în numele Preasfintei. Felicităm cu această ocazie pe toți cei implicați în realizarea acestui proiect. Domnul primar, Consiliul Local al Municipului Moinești, toți cei care s-au implicat, constructorul care a executat această lucrare, și vă dorim ca și de acum înainte să aveți forță de muncă, putere de muncă, pentru că veți avea nevoie și de acum înainte să puneți în plan sau să duceți la îndeplinire proiectele pe care le aveți deja în vedere și pe cele viitoare. Pentru că vom avea nevoie de acest lucru și după 27 septembrie, momentul în care, după cum bine știm, ne vom alege cei care vor reprezenta, ne vor reprezenta ca și comunități și de acum înainte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim sănătoși și să reverse mila sa cea bogată asupra noastră, asupra tuturor. Să ne trăiți într-un mult și binecuvântați-a. Am să vă adresez și eu câteva cuvinte și am să încep cu mulțumiri, în primul rând preacucernicilor părinți, părintelui protocop Costel Mareș, părintelui paroc de aici, din parochia dumneavoastră, părintele Lazar Emilian, părintele Zorariu de la parochia Vesuiești și părintele Sorin Bârzu de la parochia Sfântul Gheorghe, secretarul Protoieriei Moinești. Le mulțumesc pentru această slujbă frumoasă, de asemenea și pentru cuvintele frumoase adresate, de asemenea să îi prezint și pe cei care îmi sunt astăzi alături și care m-au sprijinit să realizăm această investiție. Sunt aici doi parlamentari, domnul Viorel Ilie, domnul senator, și domnul Ionel Pală, deputat, cu care împreună am fost la Compania Națională de Investiții, am accesat acest proiect, valoarea lui este de 14 miliarde, iată că astăzi realizăm și inaugurarea lui. De asemenea, lângă mine am și pe domnul secretar de stat, reprezentant al Guvernului României,
domnul Mircea Teche, secretar de stat la Ministerul Mediului, de asemenea de ajutor în toate demersurile pe care noi le facem la București. Să-i mulțumesc de asemenea și l-avem alături de noi și pe domnul la preotesei Cristin, cel care este constructorul acestui pod și vă spun cu sinceritate, rare sunt astfel de lucrări în Moinești și în alte localități. Au lăudat această lucrare cei de la Apele Române, cei de la Inspectoratul Construcții. Ne mândrim că avem constructor de ăsta în municipiul Moinești, domnul Cristin Milo, mai aproape, pentru că a realizat tot ceea ce ne-am dorit aici. De asemenea, să mulțumesc consilierilor locali, actuali și viitori, care îmi sunt alături aici. Ei au aprobat această investiție atunci când am ajuns finanțare. Să mulțumesc colegilor mei din primărie care m-au sprijinit în urmărirea acestor lucrări. Dar cel mai important lucru sunteți și dumneavoastră alături de noi, pentru că fără dumneavoastră nu puteam realiza această investiție. Acest pod, vă spun că rupea cartierul în două. Știți cu toții, nu avea acces salvarea, nu avea acces pompierii, nu avea acces mașinile de gunoi. E nevoie ca în continuare să realizăm investiții în acest cartier și după cum ați văzut acolo la intrare pe un banner, cartierul dumneavoastră se modernizează. Am reușit în primăvară, am asfaltat această stradă până aici. Vom reuși în următoarea perioadă să realizăm investiții de apă și canalizare în continuare pe strada Avram Iancu, aici pe Mihai Cocălnicianu, să asfaltăm străzile, să regularizăm acest râu care are nevoie de diguri, de toate lucrările pentru a pune în siguranță locuințele și pe dumneavoastră ca cetățeni. Eu vă mulțumesc că sunteți alături, le mulțumesc și celor care îmi sunt aici alături, îmi vorbim în continuare și sunt sigur că împreună vom face lucruri să trăim într-o țară civilizată, într-un oraș modern, așa cum ne dorim cu toții. Domnul prefect a ajuns acum în ediție pe dumnealui lângă mine aici și dumnealui ne sprijină toate demersurile. Vă mulțumesc că ați ajuns și vă mulțumesc tuturor încă o dată. Doamne ajută să fie împrunceați. Dintre cetățeni, dintre invitați. Ați spus tot ce era de spus, domnule primar, meritul dumneavoastră și al comunității, al comunității și al dumneavoastră. N-ai, da. N-ai menționat dirigintele de șantier și domnul Niță, care urmări lucrurile. Da, da. Că așa e și domnul numele Niță. Podului, trebuie menționat. Deci aici se cheamă Podul de la Niță. Dacă n-ai un reper de întâlnire, pui la pod. Așa e. Podul la Niță. Să vă spună, seara la 8, dimineața la 7, era pe bază, veneam aici și urmăream lucrările. El a fost adevăratul diriginte, reprezentantul dumneavoastră aici. Vă iubesc pe toți. Vă adresez o invitație în continuare. Știți că am reabilitat un monument acolo, la intrare pe strada Avram Iancu. A sosit fanfara militară, oficialități. Ne îndreptăm spre acel monument să-l sfințim și să ne comemorăm eroii care au luptat în primul și al doilea război mondial. Vă aștept acolo într-o jumătate de oră.